Ia priviți unde am ajuns. Priviți cum arată această zonă. Ia uze, la cipat. L-am călcat. De ce credeți că aici este curat și acolo este mizerie? Pentru că acolo... Mie mi se pare foarte frumos. Salutare, prieteni, și bine ați revenit! Astăzi mergem într-o nouă aventură. Mă aflu în centrul capitalei, deși nu pare. Mă aflu în cel mai periculos cartier din România, așa zisul cel mai periculos cartier din România. Da, sunt în Ferentari și până la finalul clipului vom vedea dacă este cu adevărat cel mai periculos. Merg de câteva minute pe aceste străzi și lucrurile par la prima vedere cât se poate de normale, nimic ieșit din comun. Așa că o să mă îndrept spre strada Livezilor, din câte am înțeles. Acolo este zona rău famată, dacă pot să o numesc așa, din acest cartier. Mergem până acolo pentru că sunt curios, sunt singur. Vedem ce se întâmplă. Până ajungem în acea zonă o să vin cu câteva amănunte destul de interesante, zic eu, cu privire la acest cartier. Iar între timp vedem ce găsim interesant pe traseu. Chiar sunt curios să văd cum o să iasă acest clip, pentru că este pentru prima dată când... Nu știu la ce să mă aștept. Foarte multe mesaje au venit din partea voastră care îmi spun să nu merg în această zonă pentru că este periculoasă. Chiar dacă am clipuri cu favele, cu locurile rău famate din toate țările pe care le-am vizitat, foarte mulți îmi spuneți că aici este altceva, așa că sunt curios. Priviți ce trandafir frumos. Avem și o pisică care ne urmărește. Ca să înțelegeți, am luat metroul din centru vechi până la Eroii Revoluției, după care m-am uitat orientativ pe hartă cam unde ar fi strada Livezilor și am luat-o la pas. Pentru că eu așa explorez aceste zone, nu iau un taxi și merg direct în inima locului după care filmez și am plecat. Nu, merg pe jos kilometri întregi pentru a vedea exact cum stau lucrurile. De ce să vă mint, mă așteptam la altceva. Mă așteptam să găsesc mizerie și foarte multe persoane dubioase, dar până acum... Locul este foarte curat, da, am ajuns și în cel mai sărac și mai problematic cartier din București, Ferentari. Acest cartier are o istorie mai veche de un secol și jumătate, originile sale fiind legate de dezrobirea țiganilor din 1856 sau a romilor mai nou. Chiar vreau să văd dacă locul în care odinioară se ascundeau tâlharii Bucureștiului și-a schimbat sau nu reputația. Există mai multe legende cu privire la acest loc, una dintre ele spune că numele cartierului ar proveni de la niște ferentari, soldați al lui Mihai Viteazu, care au fost împroprietăriți de domnitor după bătălia de la Călugăreni, asta în 1595. Altă legendă susține că numele Calea Ferentarilor ar fi apărut în cinstea soldaților olteni ai domnitorului Alexandru Ioan Cuza, ferentarii care ar fi fost împroprietăriți cu pământ drept răsplată pentru vitejie. Potrivit unei alte legende susținută de istorici de această dată, ferentar provine din latinescul ferentarius, soldat din infanteria ușoară a legiunii române. Văd că toate aceste legende se învârt în jurul soldaților, iar undeva acolo cred că există și un sâmbure de adevăr. Aici avem o casă MOV. Da, prin această zonă foarte multe blocuri arată sub orice critică. Uite la primărie cu ăștia cu măturat. N-am eu treabă cu primăria. Mai bine. Incredibil. Priviți cum și-a făcut omul balconul acolo. Nu pot să cred. Aici zona, într-adevăr, arată sub orice critică. Sunt sigur că lumea nu o să mă lase să filmez pe aici, dar încerc să vedem. Nu vă filmez pe voi. Fă-ți tu poză, mă, fă-ți tu poză. Păi și de ce nu vine nimeni să le adune? Primăria... Din zara, dar avem cumpacul ăsta care avem zara, hai și ne platem. Putem merge? Da, bine, face face și ea odată la 5-7 ani, dar... E ok dacă se aude vocea voastră pe vlog? Nu vă pun față. Nu? Nu, că e în față, filmez doar în față. Da, da. Și serios, nu vine nimeni să curețe aici niciodată? Băi, n-aruncați cu nimic!
Că suntem aici, pe spate. Acum am înțeles de ce e. Și acolo e magazinul, e Zara? Aici e Zara, aici e copacul cu Zara, hai să ne îmbrăști ca toate filmele. Aici e magazin cu toate filmele. Toate filmele cu magazin. Vezi că sunt... Nu că, nu că nu... De animale domestice, mai. Am înțeles. Bă, n-a aruncat cu nimic! Curat. Ia uze, l-a țipat. L-am călcat. A călcat fără nevoie. Ia priviți unde am ajuns. Priviți cum arată această zonă. Fără cuvinte. Iar aici doarme o persoană. Păi și când este frig, tot aici doarme. Uite persoana, el e persoana. Ce filmezi pe tine? Bă, mai ai și tu pe... Nu, nu te filmezi, serios. Poți să filmezi, nu te supărează, nu. Nu, dar nu mă supăr. Nu este apă. Uite, poți să o ieși pe acolo, dacă vezi, dar uite-te, unde sunt scândurile alea, poți să o ieși pe cum faci. Dar uite, unde sunt scândurile și uite trei perete. Nu mai te duc acolo, bă, frate. Dacă vrei. Dar nu mai te duc, că o să te țipi, sunt multe prostite. Da, băieții spun să nu mai înaintez, pentru că sunt multe obiecte în care pot să mă înțep. Și oamenii aruncă de sus. Păi cum dacă stau de mult aici? Cât de tot de mult. Hai, dansa, mersi frumos, mersi frumos, mai bine. Mulțumesc, mai bine. Și șobolanii unde ai făcut și lor locotele? Mai sus? Cam așa arată scara aici. De prietenul meu, de face vlog de asta, să te ajute. Să ne-am venit acasă. Nu, dar serios, condițiile aici sunt sub orice critică. Râdem, glumim, dar condițiile sunt sub orice critică. Păi așa va fi din afară, că rău întâi cine. A, atunci e bine. În unele case. Unele, nu bate. În unele sunt... Unele cum îți bate. Da. Cum îți bate da. Și în casă. Nu, la propriu și la figură nu văd. Ia vreau cum arată. Aici s-a modernizat un lucru, dar cu o piață, da? Nu te filmezi. Nu te filmezi. Fratele meu și nu. Nu te filmezi dacă nu vrei. Ești aici. Poți să filmezi. Ai aici întuneric. E de câteva lumini. Nu, nu. Am ajuns pe scara. Ia mai și pe mine puțin, că eu l-am văzut de aia, poți să apără. Vrei să dai din ghetouri, ghetou Genji? Acum înțeleg pe cei care au lăsat comentarii spunând că vin un ferentar dacă vrei să vezi sărăcie. Serios? Eu mă gândesc... Mama natură? Ia priviți ce e acolo ia, jos. Dacă dai capacul ăsta, te pus pe picior. Nu mai animale. Așa de ce zic lumea acum? Băi, mirosul este foarte îngrozitor. Deja... Ia priviți ce e aici. Zici... Dorme acum, dorme. Nu se pune, nu se pune. Te vezi, acolo a luat foc. Vezi? Acolo în mijloc? Da. Luase foc aici. Și tu locuiești aici, în zona asta? Da. Acolo unde am urcat sus prima dată. Și cum ți se pare? Mi se pare? Mie mi se pare foarte frumos, pe bune să zic, chiar dacă e gunoaiele astea, aici se trăiește o aventură foarte frumoasă, împreună cu fratele meu Ricardo, din ghetori, alea livezilor. Tu șobolanul ăștia aici. Ia într-adevăr este aici. Un jec, nu am vrut să ne creștem aici copii, dar aici ne-am învățat. Aici e casa, într-un cuvânt. Doar afară, să niciodată... Băi, n-aruncați cu nimic! Niciodată să nu spui o carte după o copertă, că înăuntru e foarte frumos. Doar că afară așa e. Dar în casă afară și în astea e... Afară cum ar veni. Ia priviți ce fel aici. Trebuie să fiu atent la șoricei, bine la șobolani. Și poate să cadă din orice moment câte ceva. Sincer, nu înțeleg de ce autoritățile nu fac ceva. De ce nu vin să strângă gunoaiele sau să... Ați văzut și voi cum arată acele scări, incredibil. Nu vrei să vină. Nu zici că nu vor? Dar au venit vreodată? Au venit, au venit, au făcut, a dat puțin cu mătura și a plecat. Dimineața se ceartă întâi. Cine să dea cu... Dar cineva de la primărie? E de la Rompreț, de la astea, alea, femeile alea care dă cu mătura. Vine... Lasă femeile, dar au oficial de la primărie nu, să nu, vadă. Nu, a fost parcuri, i-a făcut aici, a fost parcuri și le-a omorât toti. Dar televiziunea, presa, nu vine nu să... Nu vine, așa nu vine. Mai vine cu toată primăria așa să uită de o tură pe aici și pleacă. Și după aia așa rămâne mult timp de acum încolo, doar... Specifică și pleacă.
Le e frică și lor să intre aici. La început oamenii normal, mi-au zis să nu filmez, am lăsat camera în jos. Dar mai mult de atât, nimic. Poți să treci pe aici fără probleme. Liniște. Cel puțin ziua, pentru că seara nu am venit, și nu știu. E același. Și seara e mai liniște, nu mai vezi cu oamenii ăștia pe afară, toți sunt în casă. Vezi numai animale, la alea de zici că sunt motani. Seara, dacă vii, o să vezi. Seara, dacă vrei să vii, o să vezi multe rău. O să vezi foarte mult. Da, dar ce văd? Văd același lucru. Nu poți. Uite, vezi acum ce e pe aici? Noaptea vezi în blocuri. Morți. Așa. Zombi. Toți. Păscări peste tot. Sunt peste, vezi zombi. 30 de oameni. Toți păscări. E de Doamne ferește, e de Doamne ferește și nu glumesc, pentru că sărăcie mai mare ca aici am văzut în multe locuri din lume, dar o mizerie mai mare și o lipsă de respect pentru locul în care trăiești nu am mai văzut. Vă spun sincer, nu am mai văzut. Oamenii mi-au spus că în case este divers, este curățenie, nu peste tot ce-i drept. Nu am avut cum să intru să văd asta, nici nu am căutat să intru, pentru că nu își avea rostul, din punctul meu de vedere. Acolo sunt acele 2-3 blocuri, după care la nici 50 de metri, totul este normal. Da, e greu să filmezi de unul singur, pentru că oamenii nu înțeleg că nu îi filmezi pe ei și că vrei doar să arăți împrejurimile, dar am găsit acele două persoane care au vrut să mă ajute și mi-au arătat câte ceva de pe acolo. Adică am mers prin toată acea zonă. Mai sunt și aici blocuri care nu au fațada renovată, dar este curățenie. Aerul este schimbat, miroase a flori, pe când acolo nu am cum să vă descriu mirosul. Plus că era plin de șobolani și erau foarte multe ace, motiv pentru care nu am înaintat. Locuiți aici? Da. Pot să vă întreb ceva? Fac un material video pentru un canal de YouTube. Cum e posibil că aici este curat, iar în partea cealaltă, la 100 de metri, arată cum arată, pentru că am fost mai devreme acolo de am filmat. Cum să zic, aici sunt oameni. Poți să vă filmezi? Acolo sunt animale. Nu, ok. Deci... Păi cam așa vine, că ei sunt sălbatici. Uite cum au venit aici, au pomi copii. Îi lași cu frumos, ia corcodul, zic că și noi am fost copii. Uite ce-a făcut pe cei. Uite-te și ce. Și dacă îi zici, te înjură, zici că ești al dracu, că nu îi lași. Pentru că am fost acum acolo, am filmat. Am găsit doi tipi care m-au plimbat pe aici, pe acolo. Și... dar nu că nu mai, am terminat. Șutește-ți-a lucruri. E pentru prima dată când merg în acea zonă. Dimineața ia. A, curăț. Și la prânz o aruncă înapoi. Piedone până să-l ia, venea, făcea cura la 7, 8, 9 dimineața și la 12 era pe aruncă pe geam, că le lene scobare jos. Pentru că ei mi-au zis că nu vine nimeni niciodată. Da. Bine, vă mulțumesc frumos. Da, ați auzit și voi, părerile sunt împărțite. Domnul nu a vrut să-l filmez, dar ați auzit ce ne-a spus. Cred că nici Ferentariul nu mai este ce a fost, pentru că acolo nu cred că putem vorbi de oameni periculoși. Mai bine zis, sunt oameni cu probleme care au nevoie de ajutor, pentru că sunt foarte multe persoane, am văzut foarte multe persoane sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. Nu am vrut să îi filmez, pentru că erau persoane care se injectau pur și simplu. Priviți cât de frumos este aici, cât de frumos este acest parc. Și avem acest bloc, după care în spatele acestui bloc este zona pe care tocmai am filmat-o. Să ne înțelegem, erau foarte multe persoane care strigau la mine să nu filmez, unii chiar mă înjurau, dar stăteau pe acele trepte, nimeni nu s-a ridicat să vină spre mine. Bine, nici eu nu le-am dat motiv, nu trebuie să încurajezi acest lucru, nu trebuie să intri într-o altercație. Foarte bine este să eviți și să-ți vezi de treaba ta. Realist vorbind, arată rău pentru un cartier din capitală. Este curățenie, cu excepția acelei zone, este curățenie. Știu că repet, dar este realitatea. Bună ziua, locuiți aici în zona? De ce? Poți să vă filmez în primul rând? Nu? Nu? Ok, nicio problemă. Cum este posibil că aici locul arată curat și este frumos, iar acolo... Știți care e problema? După părerea mea, cel puțin, acolo ar trebui pus o dinamită asta de, cu implozie, că n-ai cum să... Am fost mai devreme acolo, am filmat, am fost peste tot. Toți fără niciun fel de acte. Fără niciun fel de acte. A, nu au acte, nu au proprietate pe... Nu știu dacă au sau nu. N-au cine dacă se vândă. Pentru că mizerie mai mare ca acolo, sincer vă spun, nu am văzut. Nu vine nimeni să ridice gunoiul, ei au spus că nu vine nimeni, niciodată. Autoritățile nu vin. Și zic, uite, eu plătesc undeva cu noi sau ceva,
Aici. Bine, vă mulțumesc mult. Numai bine. Am obținut o altă părere. V-am zis, părerile sunt împărțite. Sper să reușesc să pun vocea domnului, pentru că era ceva mai în vârstă și vorbea mai încet. Nici el nu a vrut să îl filmez. Înțeleg și de ce. Pentru că domnul locuiește aici, în acest bloc, iar gunoaiele sunt acolo. Spre deosebire de alte zone unde lumea a țipat la mine să nu filmez, aici nu m-a deranjat, acest lucru nu m-a deranjat, pentru că îi înțeleg pe acești oameni și cred că sunt două lucruri complet diferite, dar trebuie arătată și această realitate, pentru că dacă toată lumea se ferește să vorbească despre asta, nu cred că aceste lucruri se vor rezolva. Bună ziua! De ce credeți că aici este curat și acolo este mizerie? Pentru că acolo țigani. Acesta este motivul. Păi, la ce să mai cobor, mă, până jos, dar un pădeam. Păi am văzut că am fost în spatele blocurilor și acolo, am filmat acolo, da. Și strigau persoanele să nu aruncați de sus. Acum strada asta a mai făcut ăștia curat. Înțelegi? Adică a venit primăria, a făcut curat și a amenințat dacă mai văd ceva, amendez și bă, aia și gata, aici, pe strada asta, încolo, până la capăt. Dar acolo, în garsonierile alea pe zivezilor, mai de capul. Pentru că spuneau că nu vine nimeni de la primărie, i-am întrebat și spuneau că nu vine nimeni să facă curățenie, că nu... Păi ce să le facă altul? Dar ei de ce nu de ce pune gunoiul într-un loc acolo sau în partea? Am intrat și în scara blocului, este... nu se poate numi scara de bloc. Hai mă, că n-ai bără, nu, nu. Nu, ce am zis, sunt asta, basta. Deci dumneavoastră credeți că oamenii sunt de vină, ei... Păi da? Cine? Doar nu aruncă soacră mea. Corect. Da. Bine, vă mulțumesc foarte mult. E, să fii sănătos și iubit. Numai bine. Numai bine. Mulțumesc mult. Domnul mi-a dat voie să filmez, dar cred că o să-i blurez fața pentru protecția lui, pentru că, din punctul meu de vedere... Salut! Mersi frumos! Te salut! Sunt persoane în acest cartier care îmi urmăresc vlogurile. La asta chiar nu m-am așteptat și le mulțumesc pentru asta. Chiar și acolo, dintre persoanele care țipau la mine să nu filmez, după ce mi-au zis să nu filmez, a zis, a, pe tine te știu, te urmăresc, te-am văzut prin Asia. Sunt multe persoane pe stradă în această zonă care mă văd cu camera în mână, mă văd filmând și îmi spun să nu merg în acea zonă. Eu am fost singur și nu am avut probleme, dar nu recomand să faceți asta. Știți că vă spun de fiecare dată, nu faceți ca mine. Ca să citesc din anumite comentarii, nu veni în ferentar pentru că e periculos. Vino în ferentar pentru a vedea cu adevărat pericolul. Da, sunt în ferentari, merg de 3 ore pe străzile acestui cartier, cu excepția acelei zone de pe strada Livezilor, nimic. Totul este cât se poate de normal. Nimeni nu se ia de tine, nimeni nu se bagă în seamă cu tine și nu exagerez, dar aici nu am văzut cercetări până acum. O altă pisică pe mașină. Haideți pe aici. Dar totul este oarecum identic. Oamenii își văd de treaba lor, care lucrează, care vin de la lucru. Mașinile nu sunt peste tot parcate pe trotuar. Acum o să-mi spuneți, da, te-ai dus ziua, vin-o seara. Pot să vin și seara, vă garantez că este același lucru, pentru că nu locul contează, ci omul, țineți minte asta. Atât timp cât tu ești respectos și nu deranjezi persoana din fața ta, vă garantez eu că nimeni nu are treabă cu tine. Trebuie doar să te comporți civilizat, chiar dacă persoana din fața ta nu o face. Pe lângă asta, dacă vin seara, nu am cum să filmez, pentru că aici mă refer la acea zonă, zona Livezilor. Acolo o să văd foarte multe persoane în stare de ebrietate, consumând alcool sau substanțe interzise, iar aceste lucruri nu am cum să le filmez, nu am cum să vi le arăt, pentru că încalc regulamentul atât al YouTube-ului cât și al Facebook-ului. Prin această zonă se aud lăutare din 100 într-o 100 de metri, cred. Nu am cum să las sonorul pentru că îmi iau copyright. Spre exemplu, acolo
pare o formație live, sfârâie grătarul. Asta înseamnă să mergi aiurea pe străzi, dai peste lucruri interesante, interesante între ghilimele, ia previs ce e aici. Suntem în capitală, aproape de centrul capitalei, ca să zic așa. Să vedem dacă reușim să înaintăm fără să deranjăm pe cineva. Câtă mizerie, mirosul de aici. Toată această vegetație nu face față, mirosul este oribil. Nu mai înaintăm pentru că acolo locuiește cineva. Da? Trist, trist și păcat. Pentru că este și vina oamenilor, eu înțeleg sărăcia, dar oricât de sărac ai fi din punctul meu de vedere, poți păstra curățenia. Faptul că tu alegi să arunci gunoiul de la balcon sau să-l arunci în fața casei, ține doar de alegerea ta și de educație. Să nu uităm educația, pentru că este unul dintre factorii principali. Lipsa educației are consecințe negative nu doar pe termen scurt, ci și pe termen lung. Am ajuns într-o altă zonă în care blocurile arată foarte urât, dar zona este curată. Sunt în zăbrăuți, din câte am înțeles. Nu o să mai merg în partea aceea pentru a filma, pentru că nu și are rostul. Aici este curățenie, nu se compară cu livezilor. Bine, este mizerie și aici prin unele locuri, dar nu se compară. Nu ai cum să compari. Sunt două blocuri care arată ciuruite de gloanțe și cam atât. Partea inferioară, pentru că în sus arată cât de cât bine, doar că nu are rost să mai intru să filmez. Este muzica dată foarte tare, așa că nu și are rost. Vreau să menționez faptul că Ferentari și-a dobândit trista reputație încă din perioada interbelică, fără să aibă vreo legătură cu comunitatea romilor. Din punctul meu de vedere, Aleea Livezilor nu este Ferentari, este greșită această comparație, cu toate că știu că Aleea Livezilor se află în Ferentari, dar diferențele sunt astronomice. Ia priviți, aici avem șotronul, nu am mai jucat șotronul din copilărie. Clădirea arată urât, dar cel puțin are termopane. Aici avem o cantină. Să știți că până în 1989 cartierul Ferentari nu era deloc văzut ca un cartier rău famat. Abia după 89 lucrurile s-au schimbat. Bun, cam atât pentru astăzi. S-a făcut târziu. Am colindat cartierul în lung și în lat. Am făcut 25 de kilometri. Pe jos am vizitat, am colindat fiecare străduță. S-a făcut ora 8 și jumătate și mă îndrept către cazare. Acum este Ferentari cel mai periculos cartier din România. Ei bine, acest lucru nu am cum să-l știu pentru că nu am vizitat toate locurile rău famate din România. Este cel mai periculos cartier dintre toate cele pe care le-am văzut până acum. Aici pot să vă spun că nu. Mult mai periculos mi s-a părut acel loc din Filipine, din Cebu, dacă ați văzut clipul din acea mahala. Dacă nu, vă invit să-l urmăriți pentru că este destul de interesant, zic eu. O să vă las linkul în comentarii sau în descriere. Este Ferentari cel mai sărac cartier pe care l-am văzut până acum, nici vorbă, și am foarte multe clipuri care susțin ceea ce spun. În schimb, Aleea Livezilor este cea mai mizerabilă zonă pe care am văzut-o până acum și am vizitat foarte multe țări. Anul acesta am 12 țări văzute și am fost prin foarte multe locuri rău famate. Am clipuri din toate acele locuri și sărăcia în Asia este la un alt nivel. Dar mizeria pe care am văzut-o aici nu am văzut-o niciunde. Acele locuri erau sărace, dar oamenii erau ceva mai curați, aș putea spune. Pe lângă faptul că în Filipine oamenii erau extraordinar zâmbitori, primitori. Astăzi acolo am văzut foarte multă mizerie, foarte multă nepăsare și foarte multe persoane care au nevoie de ajutor. Iar dacă autoritățile nu fac ceva în această privință, nu se va schimba nimic acolo niciodată. Aceasta este părerea mea personală. Dar nu cred că acei oameni, acele persoane sunt capabile să se schimbe singure, fără ajutor. Nu cred. Pentru că am văzut foarte multe lucruri dubioase acolo, foarte multe pe care nu am cum să vi le arăt. Încalcă toate legile. Dar cam atât, pentru că mă lungesc foarte mult. Îmi vine să spun foarte multe lucruri cu privire la ceea ce am văzut astăzi, cu ceea ce am văzut pe acea alee. Dar
Mai bine mă opresc, nu este locul potrivit. Eu vă mulțumesc frumos pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest clip cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă spuneți ca de obicei părerile voastre în comentarii. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum. Este gratis și mă ajută să creez conținut în continuare. Până data viitoare, numai bine!